sunet e acesta? Oare de unde e? Hei! Unde sunteți? Gata, ajunge! Gluma e mișto, dar deja nu este amuzant! Știu că sunteți aici! Ajunge cu prancurile! Nu este frică! Sasha, trezirea! Acolo se petrece ceva îngrozitor! Ce se petrece? Acolo se aud niște sunete ciudate pe care niciodată nu le-am auzit. Și ceva asemănător niciodată nu am văzut. Trezește-te! Dacă este un prank de-al tău, să știi că nu e momentul. Îmi este foarte somn. Eu tot am crezut că e un prank, dar nu e așa. Se întâmplă ceva ciudat. Te rog, Sasha, să mergem! Aha, acuș, așa și m-am prins. Nu e prank! Acuș, ori apă, ori făină în cap să-mi torni, mergi și fă prank fetelor. Iată deci cum! Se petrece ceva serios, dar tu preferi să dormi? Ce poate fi atât de important? Bine, dormi! Fetelor, sunteți aici? Sigur aici, unde să fim? Fetelor! Ce s-a întâmplat? De ce ești atât de speriată? Când coboram scările, am auzit niște sunete ciudate. Nu înțelegeam de unde vin. Când m-am apropiat de ușă, dar acolo... Ce e acolo? Acolo? Te rog, nu știi pe mama? Mereu se teme de ceva. Ha! Nu mă credeți? Eu nu mint! Acolo chiar se petrece ceva! Dar săptămâna trecută ce a fost? Zombii, șoareci, monștri... Da, mama, nu prea credem! Nu e prank de data aceasta! E real! Sunteți fiicele mele și nu mă credeți? Bine, dar dacă e prank, atunci noi ne vom supăra foarte tare. Da. Bine, bine, să mergem. Stați, haideți pe tata să-l chemăm. Bine, mergi, noi te așteptăm. Tata, trezire, de ce dormi? Ce vrei? Ba mama, ba tu. Mergi cu noi. Dacă mama are dreptate, atunci posibil o să avem nevoie de ajutorul tău. Eu vă zic, e un prank, dar bine, mergem. Și unde sunt sunetele? Liniște, acuși vor fi. Și ce e aici? Eu, când eram aici, am auzit ceva de genul: vino la mine, vino aici. Așa ceva. Ce drăguț! Ai vrut să ne sperii cu fantome? Așa și am știut că e glumă. Degeaba m-ați trezit. Am visat un vis atât de frumos. Și ce ai visat? Visam cum alerg, dar înspre mine fugea curierul cu două pizza și striga: mănâncă-le! Și ce râdeți? Eu am vis atât de frumos! E clar cu voi, merg să mă culc. Ce noi mergem? Stați! Unde mergeți? Dar problema mea... Vino la mine! Ajunge să vorbești cu mine! Părut. Poți să-mi aduci apă? Bine. Vino! Cine e acolo? Vă rog, încetați! Vino! Mama, dacă e prank, ajunge! Vino!
Despre ce vorbești? Mama a avut dreptate. Acolo chiar se aud sunete ciudate. Ciudat? Ești convinsă că nu e prank? Sigur, e adevărat! Să mergem! Tată, trezire, e adevărat! Ce vreți? De ce mă treziți? Mergem, avem nevoie de ajutorul tău! Nu am niciun pic de liniște în casa aceasta, mereu ceva se petrece! Da, sunt aici. Și eu am auzit sunetele ciudate. Chiar le-am auzit. Ce? Am avut dreptate? Fugim! Povestiți! Ce se petrece? Din această odaie am auzit ceva ciudat. Eu am auzit la fel. Eu am auzit un glas care mă chema. Și eu. Ce? Nu poate fi să aveți halucinații la fel. Poate să intrăm acolo și să vedem. De când ne-am mutat în casa aceasta, eu niciodată nu am fost în odaia aceea. Și nu am dorință, dacă e sincer. Dar cum să aflăm? Bine, merg eu. Da, ai luat asta? Da, am luat și am fugit după voi. Trebuie să vedem ce e asta. Poate așa vom afla ce se petrece. E o agendă, priviți. Dragă agendă, scriu aici deoarece în afară de tine nu mai am nimic deja. Când familia mea a locuit în casa aceasta, eu am ajuns aici, în camera secretă în care dispar copiii care au luat nota 2 la școală. Nu toți pot auzi glasul, doar cei ce au nota 2. Am crezut că voi reuși ușor să evadez din camera aceasta, dar nu am reușit câteva luni până nu am rezolvat toate problemele. Îmi pare rău că nu am ascultat profesorii la școală. Dacă învățam mai bine, glasul iar e aici. Dacă înveți rău, niciodată nu intra. Nu intra. Data trecută, din câte am înțeles, este agenda unui copil care a luat nota 2 la școală. Sofia, iese că și tu ai luat nota 2 la școală, dacă auzi glasul? Da. Mama, înțelegi eu. Apropo, atunci și tu n-ai avut 10 pe linie. Cum ne povesteai? Ce contează acum? Iese că pe mine primul mă vor lua. O, da, tu cu reușita ta. Dar pe mine nu, eu încă sunt la grede. Cum am putut să ne mutăm în casa aceasta și să nu verificăm toate odăile? Nu vă pare că totul e o prostie? Poate vântul șuieră în pod. Deci, vrei să zici că noi totul am inventat? Ne crezi nebune? Nu putem deosebi vântul de glas? Nu nebune, dar foarte sensibile. Trebuie să punem punct la această istorie. Eu merg să verific. Tată, încotro! Draga mea, e foarte periculos, dar trebuie cineva să o facă. Thank you.
Liniștiți-vă! Da, da! Știi cine ești? Și cine? Ne-am făcut griji pentru tine! Scuzați! Hai zi! Ce ai văzut acolo? Povestește! Nimic deosebit! Odaie ca odaie! Atunci, cine a aruncat agenda în mine? Și glasul? Nu știu, cred că e curentul. Nu prea cred. Liniștiți-vă, nimic ciudat nu se petrece acolo. Bine, mă bucur că s-a terminat. Merg să desenez. Mă duc și eu cu tine. Mergeți, eu vin de urmă. Nu pot fi halucinații. Trebuie să fie o careva explicație. Agenda. Această odaie răpește doar pe cei ce au greșit o singură dată și le se oferă șansa să se corecteze. Pentru cei care nu au învățat la școală sau au avut multe note de 2, această odaie nu e una simplă. Când am ajuns aici luând primul 2 la purtare, părinții veneau să mă caute, dar ei nu mă vedeau. Cred că ei au fost eminenți la școală. Sau poate invers? Eu îi vedeam, dar ei pe mine nu. Ei nu mă observau. Posibil am nimerit în universul paralel. Iată de ce Sasha nu a auzit și nu a văzut nimic, pentru că el a învățat rău la școală. Dar Sara nu a auzit deoarece el a grădi. Deci pentru ei, odaia nu prezintă niciun fel de pericol. Interesant. Ați auzit? Cineva a strigat! Mama! Fetelor, stați aici! Eu o să văd! Eu cu tine! Bine! Ina, ești aici? Ce s-a întâmplat? Ce bine că ați venit, sunt aici, mă bucur să vă văd! Hei, eu sunt aici! Ina! Voi nu mă vedeți? Eu sunt aici! Hei! Ea nu e aici, hai să o căutăm! De ce m-ai răpit? Eu îți dau șansa să corectezi greșeala. Ce greșeală? Mereu ai crezut că viața reală e undeva departe, că pe urmă vei avea șansa să corectezi ceva. Dar greșești, tu acum îți trăiești viața, acum trebuie să te bucuri de ea și greșelile la timp trebuie rezolvate. Nu este. Nici aici nu este. Nu ați găsit-o. Nu este nicăieri. Cred că a răpit-o odaia. Dar de ce cu mine și cu Sara nu s-a întâmplat nimic în odaia aceea? Nu știu. Haideți să răsfoim agenda. Poate în ea o să găsim răspunsul. Această odaie răpește pe cei ce au greșit odată și îi mustră conștiința. Pentru cei care au luat multe note de 2 și nu au avut dorința să le corecteze, această odaie este una simplă.
Iese că nu mai am șansă să mă corectez. Așa iese. Trebuie atunci să corectez notele de 2. Poate devineam un om celebru. Celebru? Mereu am dorit să devin cântăreț de operă. Acum înțeleg. Bine ai făcut că n-ai învățat. Cântăreț nu prea. Părinții veneau să mă caute, dar ei nu mă vedeau. Ce? Deci pe mama chiar a răpit odaia. Ce să facem? Răsfuiește agenda. Eu am putut ieși doar când am rezolvat problema. Duhul care trăiește în odaia este un fost director de școală. Dacă vei rezolva problema, ești liber. Dacă nu, atunci... Atunci ce? Lipsește pagina! Ce va fi dacă nu? Atunci? Cred că vei rămâne în odaie pentru totdeauna! Sper mama să rezolve problema! Sperăm! Dar dacă nu o rezolvă, are doar o singură șansă! Trebuie să o ajut! Ce propui? Merg la ea să o ajut! Dacă rezolvăm, ieșim ambele! Dacă nu, vom rămâne acolo pentru totdeauna! Nu trebuie! Nu poți risca! E mama mea! E mama noastră! Nu o putem lăsa! Demonstrează acestei odăi! Cine este adevăratul stăpân? Întorceți-vă ambele! Nu vă faceți griji! Totul va fi bine! Eu vă iubesc pe voi, pe mama, pe Cuci, pe mine, pe abonați! Zici că oferi șansa să mă corectez ca să ies de aici? Trebuie să rezolv o problemă. Ca la școală? Nu vrei cum vrei. Stai, stai! Bine, hai zi! Vreau să ies de aici! Ajutor! Mama! Mama! Cine e aici? Vocea! Tu ești! Ce roșu e totul! Sofia, tu ești? Ce faci aici? Ce? Pe tine am venit să te salvez! Dar, totuși, de ce ai luat nota 2? Cred că asta nu contează acum. Trebuie să rezolvăm problema și să ieșim. De unde știi de problemă? Din agenda. Mulțumesc, dar eu singură pot rezolva. Cine ești? Eu sunt fiica ei, dar tu cine ești? Rude, ce drăguț! Casa are 4 pereți. Toți privesc la sud. În jurul casei umblă un urs. Ce culoare are? Ce? Cum să înțelegem ce culoare are? Ai idee? De ce toți pereții privesc la sud? Prostie! 5 minute! Dacă casa e la polul nord, atunci iese că toți pereții privesc la sud? Exact! Dar la polul nord sunt urși polari! Care sunt de culoare? Albă! Ura! Sunt aici! Știți răspunsul? Da! Urs alb! Puțini au reușit să rezolve problemele mele. Sunteți libere. Mai mult, niciodată nu veți vedea partea opusă a odăii. Da! Am reușit! Fugim! Îmi fac griji. Ura! Sunteți liri! Nu vă imaginați cât de mult am retrăit! Mulțumesc! Dar ce să facem cu odaia? Totul s-a rezolvat! Acum ai grijă să înveți bine la școală! Deoarece niciodată nu știi când cunoștințele și logica îți vor trebui în viață! Acolo? Eu, când eram aici, am auzit ceva de genul... Vino la mine sau vino aici,